foarte accentuat, John Maxwell spune că am anumite valori în viață, cum ar fi credința în Dumnezeu și familia și relațiile de moralitate sunt lucruri nenegociabile, spune el. Niciodată aceste lucruri nu vor intra în discuție. Nu e rău. Dar în toate aceste lucruri, începând cu credința în Dumnezeu, cu familia, cu moralitatea, cu realizările vieții, în toate aceste lucruri, în timp ce nu trebuie să fie nici schimbare, nici umbră de mutare, așa cum nu este în Dumnezeu, trebuie să fie loc pentru creștere și dezvoltare. Chiar în cele mai intime și mai de nezguduit valori. A fost foarte, în detrimentul nostru, destructivă confundarea noțiunii acesteia de a rămâne la aceste valori, numită statornicie într-un fel, a fost foarte greșit confundată cu ceva care se opune creșterii și dezvoltării, niciun fel de mișcare, cu un imobilism. Nu, statornicie în marile valori, cum ar fi credința în Dumnezeu sau familie sau iubirea sau relațiile cu oamenii, credincioșie sau statornicie în marile valori, nu numai că nu presupune împotrivirea la creștere și la dezvoltare, ci presupune lucrul acesta. Nu este așa că tu ai adoptat aceste valori, cum ar fi credința în Dumnezeu, prin creștere. Ai crescut de la un stadiu în care erai la un altul în care ai înțeles credința în Dumnezeu. Ce motiv ai avea astăzi să te prinzi de pământ și să rămâi la imaginea pe care ai avut-o cândva despre Dumnezeu și toată viața să te închini la ea ca la un idol? Sau să reziști oricărui fel de lucru evident care ar folosi la creșterea ta și la dezvoltarea ta înaintea lui Dumnezeu? Statornicie nu însemnează imobilism. Statornicie însemnează deschiderea și dispoziția noastră ca totdeauna Dumnezeu să poată adăuga, mai este loc, mai este loc în credința mea imens de mult pentru Dumnezeu să toarne imensele lui tezaure și valori. Voi deschide tezaurul cerului pentru voi, zăgazurile cerurilor. Așa, termenul acesta îl găsim în Maleahi, când Dumnezeu vorbește de zăgazurile cerurilor, nu se referă la bani sau la grâu sau la pâine, neapărat, ci se referă la lucrări spirituale, morale, binecuvântări. Mai este multă lumină de descoperit. Am văzut rezistență inexplicabilă, chiar în dreptul adoptării unor cântări sau a unor concepte noi spirituale sau a unor descoperiri, a unor laturi ale adevărului care nu au fost observate până atunci. O rezistență de-a dreptul inexplicabilă. În timp ce Biblia descrie Evanghelia ca o progresie, am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică. Este în mișcare, este în dezvoltare. A fi statornic este un lucru foarte frumos. Dar tu trebuie să fii statornic, în primul rând, în deschiderea ta față de Dumnezeu. Trebuie să fii un om deschis la suflet, deschis la minte, cu mare încredere că Dumnezeu niciodată nu te va conduce pe un drum care să fie spre răul tău. E prea bun Dumnezeu ca să-ți dea ceva spre răul tău. Și este prea înțelept ca să-ți dea un singur lucru care nu ar fi spre binele tău. Domnul nu face așa ceva. Dimpotrivă, dacă cere copilul tatălui lui o pâine, el nu-i va da o piatră. Nu se întâmplă așa ceva. Primul lucru în care tu trebuie să fii statornic cu adevărat este deschiderea sufletului tău față de Dumnezeu. Închiderea sufletului față de orice fel de dezvoltare, față de orice fel de creștere, de cele mai multe ori este închiderea ferestrelor vieții noastre către Dumnezeu. Am ceva de vorbit cu tine. Am multă lumină de descoperit. Am multe lucruri frumoase să-ți arăt. Este loc de creștere în toate domeniile vieții. Unde să pună Dumnezeu toate acestea dacă obloanele sunt trase, dacă din start este întâmpinat cu atitudinea aceasta? Ați observat ce ferm răspunde Petru. Niciodată nu voi face așa ceva când a avut vedenia aceea. Dumnezeu îi spune, ia mai gândește-te odată. Apoi spune el, am priceput că Dumnezeu mi-a spus să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Oh, amin, slavă cerului, s-a produs dezvoltarea în sufletul acesta și în sufletul tău se întâmplă aceasta chiar acum.